la început de weekend la o lansare de carte, adică la un act cultural prin excelență. Vreau să mulțumesc, în primul rând, în mod special colegilor de presă, pentru că știu că nu se mulțumește suficient presei și presa face foarte multe eforturi pentru ca informația să ajungă la dumneavoastră. Și dumneavoastră, cititorii, aveți dreptul să o criticați, aveți dreptul să o contestați, aveți dreptul să o apreciați, dar înainte de a face toate aceste lucruri, se cuvine ca eu, om de presă, să mulțumesc colegilor mei pentru efortul de a veni aici, mai ales că sunt într-un număr atât de mare. Și acum, ca să nu vorbesc foarte mult, aș vrea să spun că mă bucur, Carmen, că ești acasă, în Neamț. Mă bucur că ai venit cu o noutate editorială în Neamț și ai venit, iată, cu un motiv foarte puternic, Carmen, fiind nu doar scriitor, ci și un jurnalist de excepție. Pentru a vorbi despre Purgatoriul Nebunilor, aș vrea să îl invit pe cel care a fost elevul unui om care a citit această carte și a citit-o cu un ochi avizat și poate să vorbească foarte bine despre Purgatorul lui Carmen și al nostru al tuturor până la urmă. Așa că îl invit pe Gabriel Baciu să ne povestească de ce și să vă explice și dumneavoastră de ce am ales ca un profesor de limba și literatura română să ne povestească despre Purgatorul Nebunilor. În momentul în care organizam toată chestia asta, am zis că cel care va vorbi despre carte trebuie să corespundă unor anumite criterii morale, unor anumite valori morale. Și mi-am adus aminte de foarte multe ori de domnul profesor, care mi-a fost profesor din clasa 5-a până în clasa 8-a, în perioada comunistă. Și mi-aduc și acum foarte bine aminte, eram în clasa 8-a, veneam în oraș de la Cotovameș, traversasem punte, m-am întâlnit cu domnul profesor, eu eram cu bicicleta, nu, dumneavoastră era cu bicicleta, eu eram cu jos, și am mers o bucată de drum împreună. Și atunci mi-am spus o chestie pe care nu am înțeles-o în momentul ăla. Mi-a explicat că ceva legat de libertate, cum că unii fac închisoare pentru libertate și că se simt mai liberi acolo decât în societatea comunistă de atunci. În ce spune domnul profesor, n-am înțeles nimic. Au trebuit să treacă câțiva ani și de fiecare dată când am de ales între a sta vertical sau a sta cu capul plecat pentru anumite beneficii, de fiecare dată mi-aduc aminte ce a spus domnul profesor atunci. Și ăsta este motivul pentru care l-am ales cu domnul profesor ca să prezinte această carte. Mulțumesc, domnul profesor! Ce mai trebuie? Da, protocolul care se face caz în astfel de situație nu este un pic străin și mă mișcam incomod în fața tuturor aparatelor, dar mă rog că îți protejează. Da, Gabi își aduce aminte de o discuție și chiar acum mi-a venit ideea să îi comentez grafica de aici. Era vorba de un coști cum mie îmi plăcea să studiez filozofia existențialistă, îl citisem foarte mult pe Albert Camus, Sartre, și știam despre un scriitor francez care, pentru a demonstra principiul existențialist, mon acte, c'est ma liberté, deci fapta mea este libertatea mea, opțiunea mea, gestul meu, alegerea mea, reprezintă libertatea mea, ca să demonstreze treaba aceasta, el a făcut niște botnici și a fost arestat. Și de acolo, de după gratii, zechii, el spunea, sunt liber pentru că asta am vrut eu, să ajung aici. Și cam în spiritul ăsta o să putem discuta și în seara asta, mai departe, despre cartea lui Carmen Dumitrescu. Înainte de a exprima cele câteva gânduri pe care mi le-a declanșat lectura acestei cărți,
Trebuie să vă mărturisesc că de Teleorman, acolo unde Carmen trăiește și creează, mă simt legat afectiv. O să vă mire, când aveam 7 ani, eu am fost la Alexandria. Un fratele meu mai mare făcea armata la Furculești și m-am scăldat în râul Vedea. Obosit am adormit pe o băncuță în gară, știu că avea culoarea grena și în imaginarul meu s-a fixat orașul acesta pentru totdeauna. Tot de Alexandria, ceva mai târziu, m-am apropiat prin 2 prieteni foarte buni, unul născut la Sarcea, Zaharia Stancu, și unul la Siriștea Bunești, Mare Împreună. I-am citit foarte bine și pe aceștia în anii studenții. Apoi tot din Teleorman sunt 2 colegi de facultate de mine, unul Iliuță Ulmeanu de la Peretu, așa, localitate corectă, nu? Da. Așa, și Daria Lăzărescu de pe, din Roșiorii de Vere, și locuia pe Bulevardul Comercial. Există așa ceva în Roșiorii de Vere. Și, nu în ultimul rând, la Adina Alexandria trăiește o familie, soția este colegă de facultate cu soția mea, este inginer alimentarist, doamna Anuța Fiteac, o familie. În fin, acum să vă mărturisesc însă că am și niște dezamăgiri legate de relația mea cu Alexandria și cu Teleorman. Era, în primul rând, în copilărie, școlar prostuț, fiind nu foarte informat, credeam că Alexandria este Alexandria aia cu biblioteca din Antichitate. Și am descoperit mai târziu că nu era adevărat și mi-a părut rău. Este prima dezamăgire. Acum, mai la bătrânețe, am iarăși o nemulțumire provocată de faptul că oamenii aceia care locuiesc acolo, pe care îi iubesc și îi respect, sunt victime ale prejudecății conaționalilor noștri, care, prin generalizare, le reproșează cam ceea ce se reproșează și moldovenilor, având în vedere relația lor cu anumiți oameni politici. Și nu li se datorează lor răul, ci unor politicieni care sunt cunoscuți ca nefiind chiar cei mai potriviți să conducă această țară. Dar treaba aceasta nu mai comentam. Și acum să trecem la carte. Nu cunosc, din păcate, deloc pe Carmen Dumitrescu, decât prin relația recentă. M-am mai uitat un pic pe internet și am mai văzut ce e de acolo, ce s-a mai scris, ce mai gândește și ce face și felicitări pentru tot. În lumea aceea, deci, nemulțumită și privită cu dispreț de o parte a societății românești și, v-am spus, pe nedrept și prin generalizare, Carmen încearcă să facă o revoluție morală prin cartea ei. Ce șanse are? Nu știu. Dar ceea ce face și reușește este să ne prevină și să ne și demonstreze că trăim într-o lume urâtă. Cartea ei conține foarte puține luminițe. E acolo o lume care se mișcă într-un univers greoi, stupid, absurd, mizerabil, cu apucături de care nu suntem nici unii, nici alții, poate nici autorii faptelor de acolo foarte mândri, dar le comit pentru că știu că pot să facă. Și abia acum încerc să mă detașez de realitatea la care se referă Carmen Dumitrescu acolo și mă prefac că nu o cunosc deloc. Încerc să mă obiectivez și să citesc această carte ca un cititor care nu știe nimic despre
subiect. Lumea de acolo. E despre personajele reale, adică suntem avertizați că este conform cu realitatea acolo, că personajele alea nu sunt întâmplători luate în considerație și, uitați-vă, o carte frumoasă, cu aspect plăcut. Intri în librărie și îți vine să o iei. Vorbeam anterior și despre criteriul subțiribii. Da, o astfel de carte te atrage, da, poți să o citești și chiar e bine să o citească cât mai multă lume. Și este această grafică cu o colivie în care sunt doi pantofi albaștri, doi pantofi de lux, aflăm mai târziu în carte, și portița deschisă la colivie. Și ajungem să vorbim din nou despre monarhi semari verte. S-ar părea că doar unul dintre pantofi vrea să iasă, unul este orientat spre ieșire, celălalt are fața întoarsă invers și stai și te întrebi dacă va reuși pantoful ăsta să iasă. S-ar părea că nu poate, nu-mi dau seama de ce. Poate că nu vrea, e vorba de o ezitare, sau poate se pare că se încurcă în celălalt, dar oricum, odată ce ești captiv într-un univers ca acesta, s-ar părea că evadarea, salvarea este destul de puțin probabilă. Deci aceasta ar fi prima impresie pe care o ai când pui mâna pe această carte. Că e vorba de o indecizie, că e vorba de o neputință, că e vorba de o încercare de a părăsi colibria, spațiul închis, acolo unde nu te simți chiar în largul tău. După aceea, citind cartea, autoarea ne previne că e vorba de o poveste, intră în răspăr cu toate convențiile literare specifice genului și zice, nu trebuie cartea mea să fie cu metafore, cu aliterații, cu personaje excepționale, cu... Și atunci cu ce? Zice, trebuie să fie o poveste. Și pentru că autoarea vine din județul nostru, dintr-o zonă povestiți, povestitori, Carmen povestește. Și începe brusc, fără ocolișuri, fără nimic, intră în poveste și ne spune doar atât despre personajul principal. Licuța Visara. Da, asta e Licuța Visara. De obicei făcea calcule. Dar acum își făcea un proces de conștiință. I se mai întâmpla și nimic. Apare aici problema visării, a omului care are aspirații și a omului care nu are aspirații, a omului care are nevoi. De nevoie avem toți. Ea are nevoie de pantofi, de lux, are nevoie de o mașină condusă de un șofer tânăr, vrea niște parfumuri Dior și cam atât. Ceva neobișnuit? E o femeie foarte obișnuită. Ar trebui să aibă și posibilitățile materiale să obțină aceste lucruri. Dar are un soț șomer, cu niște studii făcute la o facultate particulară pentru ca să aibă o padalama cu care să poată accede mai sus. Și în rest, omul stă acasă și trăiește pe banii ei, iar drept răsplată că este soțul ei, primește, astea sunt nevoile lui și el are nevoi, are nevoie de niște pâine caldă de la o brutărie privată din Alexandria, din oraș care nu-i se spune, de icre și soția din când în când mai scapă și câte o sticlă cu bere și restul e mulțumit. Doarmă și cam asta e viața acolo, în orașul, cu străzi paralele și perpendiculare. Acesta este un last motiv al cărții lui Carmen și dacă încercăm acum să vizualizăm un oraș cu străzi paralele și perpendiculare
Știm că asta este structura majorității orașelor dunărene, construite în stil comercial, toate trebuie să ducă spre Dunăre. Și Alexandria nu e foarte departe, dar seamănă foarte bine cu o tablă de șah. Și de acum încolo apare o discuție chiar despre jocul acesta, în care cineva face mutări și jocul acesta continuă, iar leitmotivul revine. Nu știu cu câtă exactitate, dacă este din calcul sau nu, dar foarte des auzim din nou orașul cu străzi paralele și perpendiculare. Dacă nu înțelegi mesajul, poate să te enerveze repetiția aceasta. Dar de fapt este o aluzie permanentă la bucuria baronului, a lui El cu E mare, care face mutările, urmând ca într-o zi să dea mat, probabil, cui și nu știm cum. Revenind acum la povestea propriu-zisă, deci Carmen povestește. Și povestește în prim plan viața unei femei simple, care merita mai mult pe plan social, era absolventă de liceu, dar ea este doar femeie de serviciu la primărie. Spațiul în care înregistrează atmosferă, nu are misiuni speciale acolo, dar este înzestrată cu capacitatea de a auzi și de a percepe realitatea așa cum este ea. Și asistăm în toată cartea la o ascensiune. Ea găsește până la urmă soluția de a avea acele, de a satisface acele nevoi. Intrarea în politică. Apropierea de partid. Partid care te ajută, care te înalță, care, dacă vrei, poți. Și fără să ai meritele necesare pentru a fi un adevărat om politic. Și visează ea la niște lucruri care îi depășesc competențele, cum s-ar zice. Și asistăm la ascensiunea ei, sau cum zicea Dimitrie Cantemir, incrementa ad decrementa aule otomanice, creșterea și descreșterea Imperiului Otoman. Personajul acesta, pentru toată lumea numit Licuța, datorită apropierii de un om politic cu influență, reușește să plece din primărie, să devină secretară și în cele din urmă propusă prima pe o listă de parlamentari și ajunge parlamentar român. De treptele acestea, omul politic îi zice de la Licuța devine Alexandra și este foarte uimită ea că nu i-a mai zis multă lume de mult Alexandra. Era numele ei adevărat și era un nume frumos. Și când ajunge în Parlament, se spune Doamna Alexandra. Cam acestea treptele. Licuța, Alexandra, Doamna Alexandra. Ce vrei mai mult de atât? Numai că, intrând în angrenajul acesta, ea nu este foarte fericită și e o femeie totuși conștientă de faptul că nu are aptitudinile necesare pentru a merita. Dar ei din punct, omul politic cu influență îi spune, când ea se plângea că nu se pricepe, că nu o să se descurce, lasă, înveți, ce mare vânză să fii cu tare. Lasă, că dacă nu știi, înveți, la noi se învață, te ajută partidul. Ei, nu chiar așa. Și vă dați seama de aceste aluzii care sunt destul de străvezi la anumiți oameni din politica românească care nu au competențele necesare de a deține anumite funcții. Și în cele din urmă, femeia aceasta, din naivitate, în anumite împrejurări, intră în mocir la lumii dominate de El. Și acolo se întâmplă niște lucruri cu care ea nu este de acord. Sunt lichele, săpători, lingușitori, deci o faună acolo dubioasă care, până la urmă, îl trimite la pușcărie pe El sau, cum se zice aici, în infern.
Și aș da seama că nu-i făcută pentru lumea aceea și se întoarce și devine lipuța. Din nou, își abandonează toate privilegiile, pantofii de lux, mașina neagră, apartamentul de parlamentar din București și se simte fericită acolo. Acum, să discutăm un pic mai tehnic cartea, dacă mi se mai permite. V-am spus, impresionează povestea. Carmen povestește foarte frumos și în spirit jurnalistic. Frazarea ei este minimalistă, de jurnalist. Știe din activitatea sa de presă că pentru a fi convingător în jurnalism trebuie să spui doar cât trebuie și când trebuie. De aceea, nu o să întâlnim la ea fraze alambicate, cu ascunzișuri metaforice, care să spună oare ce voia să spună. Ea spune și la ea. Ce spune ea e adevărat. În rest, nu ne mai interesează. Romanele de acel tip sunt altele, nu acestea. Și pentru că ritmul devine foarte alert, își permite niște momente de odihnă. Povestea se odihnește din când în când și atribuie acestei femei aflată în aventura ei ascensională, îi permite niște meditații. Și sunt interesante. La un moment dat se discută despre măști, despre faptul cum purtăm măști, cum arătăm când dăm masca jos, despre falsitate în noi, în relațiile dintre oameni. Și apoi, un foarte frumos intermezzo este în legătură cu fericirea. Și o definește în ipostaze multiple și cartea este și o carte despre fericire. Așadar. Și aceste intermezzouri, v-am spus, nu știu, mie ca cititor, nu știu cumva dacă, dar eu am admirație pentru toate femeile și știu că în lumea neșcolită sunt persoane care au o capacitate de a simți și de a gândi superioară celor care au diplome. Deci gândirea, sensibilitatea nu sunt numai atributele posesorilor de diplome. De aceea, la un moment dat, bănuiam, stai, asta e Carmen care gândește aici și nu este Lipuța sau Alexandra sau Doamna. Dar de ce nu? De ce n-ar fi în stare și Lipuța să gândească așa despre fericire? Și povestea, așadar, curge și se încheie fără explicații, nu se mai comentează nimic. Aceea a fost opțiunea personajului. Acum, ce este cartea asta? Am auzit despre ea spunându-se Teo Baciu spuneam în emisiunea de prezentare a evenimentului că ar fi vorba despre o satiră politică. Ea i-a zis poveste. Eu, care am predat ani de zile baltagului Sadoveanu, zic că o carte subțire, poate fi un roman. Și chiar un roman de o complexitate deosebită. Și atunci trebuie să remarc că nu e vorba de o poveste, de povestea acestei femei care urcă și coboară, ci e vorba de mai multe povești. Fiecare are povestea lui. Poveștile se întretaie. Soțul Lipuții are povestea lui. El are și el povestea lui. Mai apar niște personaje de acolo care fiecare este prezentat cu povestea, cu povestea lui. Și pentru că poveștile acestea sunt diferite, autoarea are un prilej extraordinar de a
de a prezenta lumea aceea în ipostaze foarte diverse. Și atunci îți pui întrebarea ca cititor, până la urmă despre ce vorbește cartea aceasta? Deci vorbește despre imoralitate în politică, o problemă de interes public în societatea românească. Se vorbește în carte despre ipocrizie. Sunt acolo personaje din credere ale lui El, care îi dau la picioare când e viața mai dragă. Sunt acolo discuții despre, sau cartea ar putea fi și o poveste despre despre frică, despre rușine. La un moment dat, soțul personajului este singurul care are opțiunea de a evita lumea aceea, dar o evită într-un mod neconvingător. N-are vigoarea necesară de a abandona lumea aceea. Își lasă nevasta pentru că este rușine cu ea că vrea să fie parlamentar. Pentru că este trecută prima pe listă. Ce o să zică oamenii din oraș? Râd de mine. Deci în Alexandria există oameni care râd de cei care fac treaba asta. Nu orașul Alexandria. Nu e despre Alexandria. Nu. Nu. Din oraș. Din orașul Alexandria și perpendicular. Exact. Păi asta este rolul artei de a, dacă ai fi numit, orașul era periculos. Acum este un oraș care se poate întâlni peste tot și se întâlnește. Tot, da, da, deci asta este puterea generalizatoare a artei. E vorba de vinovăție și mai ales despre absența conștiinței vinovăției. Societățile se prăbușesc în momentul în care oamenii nu au repere. Reperele fixează nivelul de vinovăție. Și în momentul în care totul ți se pare că ți este permis, e grav. Deci trebuie, în momentul în care faci o bocănă, să ți-o asumi, să o conștientizezi. Și este vorba și despre așa ceva aici. Dar cel mai mult, mie mi se pare, și cu asta o să mă apropie de idee, mi se pare că e vorba de demnitatea umană. Și dar demnitatea umană cam în varianta în care discută despre demnitate Pico de la Mirandola în studiul său despre demnitatea omului în epoca renașterii italiene. Și o să vă rog, am dat de o foaie cam galbenă, o am de mult, dar și vă rog să mă lăsați să citesc fragmentul acesta. Pentru a-și desăvârși opera de creație, Dumnezeu l-a făcut pe om ca acesta să cunoască legile care conduc Universul, să iubească frumusețea și să-i admire grandoarea. El nu l-a condamnat să trăiască în același loc. Nu i-a înlănțuit nici fapta, nici voința, ci a dat libertatea de mișcare și libertatea de voință. Te-am așezat în mijlocul lumii, zise Creatorul către Adam, ca să poți privi mai ușor în jurul tău, să vezi tot, să pătrunzi tot. Te-am creat ca pe o ființă nici cerească, nici pământească, nici muritoare, nici nemuritoare, ca să fii tu însuți liberul tău plăsmuitor și biruitorul tău. Tu poți coborî până la a deveni animal și poți să te înalți până la a renaște ca o ființă divină. Restul vietăților primesc când vin pe lume ceea ce le trebuie. Spiritele înalte sunt de la început sau îndată după aceea ceea ce vor trebuie să rămână pentru vecie. Numai tu poți crește și înflori după propria ta voie, tu singur porți în tine sâmburele unei vieți universale. Este un text frumos care vorbește despre libertatea de a alege. Și atunci cartea aceasta ne răspunde la întrebarea, de ce arată lumea aceea așa? Pentru că oamenii aceia așa au ales. Dumnezeu le-a dat posibilitatea să facă bine, să răspândească lumină. De ce lumea aceea este urâtă? Sunt vinovați? Sunt. Și Carmen vorbește despre purgatoriul nebunilor.
Purgatoriul, știm că este un spațiu acceptat de dogma Bisericii creștine, numai de cultul romano-catolic, protestantismul și ortodoxismul refuză existența Purgatoriului. Purgatoriul este perceput ca un spațiu pentru cei care n-au comis păcate capitale, deci n-ajung direct în infern și mai parcurg în niște etape, dar tot prin foc, prin purificare și în cele din urmă și prin rugăciunile celor rămași în viață pot să ajungă în paradis. Așadar, mi se propune Purgatoriul. Mie mi se pare că pentru lumea de aici, iluzia binelui sau purgatoriul, purificarea prin purgatoriu este o iluzie. Eu cred că nebunii din orașul cu străzi paralele și perpendiculare nu cred în purgatoriu. Din suflet tuturor celor care sunteți aici, știu că poate aveați ceva mai bun de făcut și ați ales să fiți aici alături de mine. Și mulțumesc domnului profesor pentru că mi-a citit cartea înțeleg de două ori. Da. Și chestia asta mă bucură foarte mult. Eu n-am reușit să citesc din măcar o dată după ce am scris-o. Pentru că eu mă exorcizez, eu mă scriu. Vă mulțumesc fiecăruia cu dumneavoastră așadar și mă bucur, îmi mulțumesc în special lui Teo, pentru că fără ea eu nu aș mai fi venit acasă cu data asta și mă bucur foarte mult că sunt aici cu trei mii. O să vă spun câte ceva despre mine, pentru că știu că nu mă cunoașteți și aș vrea așa să nu vă plictisesc, o să vă spun o poveste. Când eram mai mică, prin clasa 7, am fost într-o excursie la București și am văzut câmpia. A fost prima dată și am văzut câmpia. Și m-am întrebat atunci, copil fiind, cum pot fi oamenii ăștia fericiți? Să nu vezi bun, să nu vezi nimic frumos în jurul tău, pentru că e ușor să fii fericit în neamț. Ai o zi groasă, ieși afară, te uiți pe geam, vezi ce frumos e aici. Și îți ți se umple sufletul de un fel de bucurie. Acolo n-are cu ce să ți se umple sufletul, pentru că este doar câmpie și sunt foarte multe ciori. Și mi-am zis, eu sunt curioasă cum pot fi oamenii ăștia fericiți. Eu vreau să văd. Și uite că viața cumva m-a dus exact acolo unde e foarte multă câmpie, în Bărăcan. Și am cunoscut oamenii de acolo. Vorbea domnul profesor despre faptul că generalizările acestea cumva fac rău oamenilor din zona Terelor Manului și îi nedreptățesc. Și sunt de acord cu domnul profesor pentru că, din punctul meu de vedere, Terelor Manului este un loc care se merită blamul pe care îl merită. Fiecare dintre noi e responsabil de ascensiunea lui Dragnea. Oriunde s-ar afla în țara asta, de ascensiunea politicianului care nu place acum, nu am încercut de nominalizat. Fiecare dintre noi este responsabil pentru clasa politică care în momentul ăsta ne conduce. Și atunci nu cred că a fost un lucru bun să facem din Pasului și din Telorman niște subiecte de amuzament, pentru că chiar nu sunt. Și din punctul meu de vedere, din Telorman ai foarte multe de învățat. Dacă reușești din Telorman, reușești oriunde în lumea asta, fără nicio problemă, pentru că acolo n-ai prea multe variante, n-ai posibilitatea să faci compromisuri, acolo ori lupți, ori mori. Și ca să lupți, lupți până la ultima picătură de sânge, nu lupți așa un pic azi, un pic mâine, nu, lupți în fiecare zi cu ei și în fiecare zi trebuie să fii tu să nu iei picioare, nu e. Cartea asta a fost o exorcizare, cartea asta nu mă caracterizează și domnul profesor a remarcat bine că e o carte scrisă ca un jurnalist, pentru că așa am vrut să o scriu. Restul cărților mele, eu am mai scris în trecut. Astea sunt celelalte cărți ale mele, copiii mei, cum le spun eu. Asta este prima, Secretul. Este o carte de dragoste, în general este despre dragoste, îmi pare un subiect mult mai bun. Aceasta este o novelă care se numește Justiciarul și care mie mi-e foarte dragă. Am vrut să am o formă de carte pentru că, practic, cartea asta sunt eu. Și Avatar, o carte interesantă mai ales pentru tânăra generație, care a învățat să se iubească prin biți și prin interfețe de-astea virtuale. Cartea Purgatoriul Nebunilor este, deci, o carte diferită de ceea ce scriu eu. Și e o carte scrisă cu un altruism deosebit. Pe celelalte cărți le-am scris așa ca să mă defulez, ca să mă descarc cumva de niște experiențe.
Cartea Purgatoriul Nebunilor nu a fost scrisă în ideea asta, ci tocmai în ideea de a face un serviciu unor oameni, telormănenilor, în primul rând. Ei trebuiau să vadă și să le arăt, de fapt, că eu cunoșteam culisele. Și am zis că nu-i corect să nu le arăt oamenilor totuși despre ce e vorba. Cartea asta nu se termina așa cum se termină, Licuza nu se întorcea, de fapt, la statutul ei inițial, a făcut o ciclică ulterior. Licuza devenea președintele României, în prima variantă a României. Doar că, la un moment dat, m-am gândit că nu e în regulă să fac asta. Pentru că, da, în realitate, Licuza ar putea să ajungă președintele României foarte simplu. Ăsta e parcursul. Dar m-am gândit că nu e bine să fac asta unor oameni care poate sunt încă curați. Eu cred că sunt în politică oameni curați. Eu cred că în politică intră și oameni cu bune intenții. Și cred că oamenii ăștia trebuie să fie motivați să înțeleagă un lucru. Dacă acolo e mocirlă, tu nu trebuie să te murdărești neapărat. Nu e obligație, nu te murdărești în mod obligatoriu, ci doar dacă vrei, pentru că totul e o chestiune de alegere. Da, ok, poți să lucrezi cu oameni murdari, să ai grijă ca ei să se curățe, să-i ajuți și dacă nu, poți să te retragi. Mai mult, că e o carte politică până la urmă, am scris-o și pentru că, din punctul meu de vedere, politica este cumva judecată greșit. Ea n-a fost de la începutul, din antichitate, când se făcea politică la modul real, n-a fost niciodată o profesie murdară, n-a fost o profesie în care să spun că, acum dacă spun că sunt politician, într-un fel te scuzi. Pare rău dacă asta fac. Nu e în regulă. Nu despre asta trebuie să fie politica. Să ne amintim de brătieni. Ce se întâmpla în perioada aia? Ce făceau politicienii? Ce-i mâna pe ei multă? Faptul că acumulaseră atât de mult și le ajungea tot ce aveau și simțeau nevoia să dea și comunității ceva înapoi din ce primiseră. Și atunci intrau în politică și făceau lucruri ca să schimbe realitatea din jurul lor, să le dea o șansă celor care în mod normal ar avea, să ajute copii, să ajute bătrâni, categorii vulnerabile. Despre asta era vorba politică. Acum, din păcate, primul care a intrat în politică, mai ales în perioada post-decembristă, primul care a intrat în politică cu intenția de a se îmbogăți, ăla a stricat politica. Politica nu trebuia să fie despre asta și nici acum nu mi se pare că e în regulă să o tratăm așa. Pentru că dacă mergem cu mentalitatea asta înainte, nu o să reușim niciodată să ieșim din impasul în care ne aflăm și este un impas foarte mare. În concluzie, asta e o carte care nu mă caracterizează, dar pe care am considerat că trebuie să o scriu pentru că ea va servi unor oameni. Eu sper să o citească cât mai multă lume, de altfel a avut și un impact mai mare decât celelalte cărți ale mele și asta mă doare într-un fel, pentru că nu e cartea cu care mă mândresc eu. Dar asta, așa se întâmplă în viață. Pe de altă parte, cred că tocmai altruismul ăla a făcut ca această carte să fie citită altfel decât celelalte. Și sper ca ea să schimbe lucrurile și cumva să-i facă pe cei tineri care au ceva de spus să facă și ei la fel. Cumva noi învățăm prin modele, nu învățăm prin ce ni se spune și dacă le-am dat niște modele, ei vor decide dacă le urmează sau nu. Eu vă mulțumesc din tot sufletul pentru că sunteți aici. Eu nu prea vorbesc mult, nici n-am ce să vă spun foarte mult, dar o să mai scriu și vă promit că o să mai vin la Roman, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Ne-am propus să nu plictisim și sperăm că am reușit, pentru că iată ne-am încălzat mai puțin de o oră, pentru că știm că este început de weekend și toată lumea vrea să meargă acasă la familie sau la prieteni. Mulțumim domnului profesor Ioan Dămon pentru prezentarea exhaustivă pe care ne-a făcut-o. Mulțumim încă o dată Carmen Dumitrescu. Mulțumim gazdei de aici, doamnei Onorifica Păturaru, în special familiei Păturaru. Și mulțumim tuturor pentru că iată v-ați rugit cu dumneavoastră prețios să le fiți